Un studiu efectuat de compania de date AutoCar Vertical cu date colectate pe durata unui an de zile a dezvăluit care sunt cele mai variate mașini din România. Autoturismele BMW ocupă primul loc în top, însă nu doar în țara noastră. În cadrul cercetărilor s-a constatat că 80,3% dintre toate mașinile BMW din România au fost avariate în trecut. 4 din 5 BMW-uri au fost implicate în accidente. Alte mărci de autoturisme ce sunt des deteriorate sunt Honda 79,3%, Hyundai peste 70%, Porsche 69,6% și Mitsubishi 68,5%. Conform companiilor de asigurări, șoferii BMW sunt mai predispuși să-și asume riscuri atunci când conduc. Așadar, nu este de mirare de ce se află în fruntea listei mărcilor de mașini cu cele mai frecvente daune, a explicat un expert auto, șeful departamentului de comunicație al Car Vertical. Pe de altă parte, mașinile care au înregistrat cele mai puține incidente în trafic în România sunt cele de la marca Alfa Romeo. Doar 42,5% dintre toate autoturismele comercializate sub acest brand au prezentat deteriorări în intervalul de timp analizat de cercetătorii Car Vertical. Renault 44,6%, Jeep 45%, Peugeot 46,4% și Nissan 46,5% sunt mărci de mașini ce se află în jurul aceluiași procent, cu aproximație potrivit studiului Car Vertical. În funcție de numărul de accidente produse în perioada de timp analizată, a fost efectuat un alt top. Se pare că Volkswagen Passat prezintă cele mai mari înregistrări de daune, 3,2, urmat de Lexus, BMW, Mitsubishi și Land Rover. La polul opus, modelele Renault au avut în medie 1,7 daune, Alfa Romeo 1,79, Nissan 1,88 și Peugeot 1,89.